Avem un exemplu chiar acum, o fetiță foarte drăguță, a împlinit 14 ani, este în anul întâi de liceu, vă dați seama, ia viața în piept, are buletin deja, două piese armănești foarte frumoase, dintre care una, o să ne spună ea despre ce este vorba, nu vreau să mai fac reclame, doamne doctor, o să zică lumea cine știe ce despre mine, așa încât Camelia Bizdu! Foarte bună și la carte și la muzică. A început de curând studiul chitarei. Am înțeles că ai moștenit talentul de la tatăl tău. Tatăl tău cântă? Cânta înainte. Aoleu, dar ce s-a întâmplat de nu mai cântă? A fost alegerea lui, nu. Oricum cânta și ți-a transmis dragul, dar ai chitară? Una din chitară este a ta? Da, surpriză, nu mai spun că uite, mă dau de gol și dau de gol toate surprizele pregătite. Cine vei cânta acum? O, acela e microfonul tău, hai să-l luăm încet, încet. Tot o melodie, este primul calup, cum se spune în spectacolul nostru, copii sau interpreți de cântece armânești. Tu ai două melodii de acest gen. Două melodii. Prima este compoziția doamnei doctor Corina Elena Badea, iar a doua o compozitoare din Macedonia. Mai știi cum a debutat doamna doctor? Cum se chema, cum era pseudonimul său artistic la primul album? Elena Divreari. Elena Divreari, de într-adevăr o Elena iubirii, a dragostei, pentru port, pentru tradiții, pentru muzică. Și, în general, pentru viață, pentru că, iată, dânsa a organizat acest spectacol în favoarea unei domnișoare pe care o să vă prezentăm ceva mai târziu. Deci, Camelia Divreari, da? Camelia Bizdu!